etape de egalare, a scos portarul Perianu. Fantastic intervenția goalkeeperului Gazdelor. Putea fi 1-1. Putea fi al 8-lea gol al lui Batin în acest sezon de Liga Secundă. Mai avem această fază, probabil ultima a partidei. Se duce Nădăban să execute cornerul. Minutul 95. Nădăban va executa lovitura de la colț. Centrare, luptări, ca și gol! 1-1! Egalare pentru UTA, care, iată, revine pe prima poziție a clasamentului, dragi prieteni, în minutul 95, aici, la Vâlcea. Gol pentru UTA, n-am apucat să văd cine a marcat. Un jucător al oaspeților este la pământ. Dezamăgire pe banca tehnică a vâlcenilor, iată, și-a pus mâinile în cap pe jucătorii lui Alia Timon. Cred că Pocuța este autorul golului. El a fost la pământ, Predrag Pocuța, sârbul care a preluat banderola de capitan după ieșirea lui Drida. El, am impresia că este autorul golului. 1-1 în minutul 95 al partidei și în acest moment Florin Ghimbășan pune capăt acestei partide cu un final extraordinar. Două goluri marcate din fază fixă. Mai întâi Adrian Dandea dintr-o lovitură liberă în minutul 51, apoi în chiar ultima fază a meciului revedem reluarea lui Pocuța, într-adevăr, lângă bara porții lui Perianu. Perfect a reluat sârbul. Perianu a atins mingea, însă n-a reușit să o respingă. Dragi prieteni, o partidă cu un final electrizant. Vă reamintesc, UTA trece pe poziția întâia clasamentului, depășind Lagul Averaș pe Jiul și pe FCM Târgu Mureș. Este un rezultat mare obținut de trupa lui Ionuț Popa, deși era considerată favorită, însă oricând obții o egalare în ultimul minut de joc, atunci este ceva foarte spectaculos. Tristețe, evident, la Vâlcea pentru acest punct pierdut de Gazde. Oricum, vă reamintesc că rezultatele înregistrate în această